Andreea Marin și Ștefan Bănic au divorțat în urmă cu 10 ani, după o căsnicie de 7 ani și toată lumea a primit cu surprindere vestea despărțirii lor. Din afară păreau familia perfectă, însă Andreea Marin dezvăluie acum că se confruntau cu mari probleme la vremea aceea, care au dus, în cele din urmă, la divorț. Andreea Marin și Ștefan Bănic au fost căsătoriți din 2006 până în 2013 și au împreună o fată, Violeta, astăzi în vârstă de 16 ani. Fosta vedetă TV dezvăluie că lupta, la vremea aceea, cu o depresie cruntă, și asta a amplificat tensiunea din mariajul cu artistul, care a condus în cele din urmă la divorț. Andreea Marin a avut depresie în timpul căsniciei cu Ștefan Bănică. În cadrul podcastului moderat de Mihai Morar, Fain Simplu, Andreea Marin a dezvăluit că a trecut printr-o depresie în acea perioadă, afecțiune pe care a depistat-o în timpul mariajului cu Bănică, eram nefericită. Depresia e o boală, dar nu a avut legătură cu copilăria, nerei când și-a pierdut mama. Am avut destule necazuri la maturitate ca să știu că nu avea legătură cu copilăria, aș vrea ca oamenii să știe, nerei când au depresie, să fie un semnal de alarmă când încep să aibă insomnii, să se trezească dimineața cu lacrimi în ochi, fără să se întâmple nimic, abia te trezești și deja simți că Sufletul îți plânge, când simți că te doare Sufletul dar nu ai un motiv clar, adică nu ți s-a întâmplat nimic în perioada aceea. Când începi să te cerți prea mult, nemotivat, cu cei dragi din jurul tău. Cei din jur au observat. Ce motive aveam să mă plâng? Tocmai născusem o fetiță, iubirea vieții mele, aveam casă, aveam masa și o meserie, i-a povestit Andreea Marin lui Mihai Morar. Pentru Andreea Marin, un mare semnal de alarmă a fost moartea Mădălinei Manole, despre care s-a spus că s-a sinucis în 2010 din cauza depresiei. Această tragedie a determinat-o să ceară ajutor și să se vindece de depresie.